În cadrul unei conferințe de presă, managerul Centrului de Cultură și Art al județului Sălaj, Daniel Săuca, a prezentat pe scurt activitățile culturale ale anului trecut, dar și agenda culturală a instituției pentru anul 2015. 2015 a fost un an bun, spre foarte bun, al Centrului de Cultură și Art al județului Sălaj. Ne-am realizat în totalitate indicatorii pe care i-am avut, evident și programul minimal, ne mai vorbim de agenda culturală pe care o știți cu siguranță cu toții. Aceste rezultate s-au concretizat și printr-o bună colaborare cu conducerea Consiliului Județean și cu Consiliul de Administrație al instituției, cărora le mulțumesc și pe această cale pentru sprijin, ca și tuturor colegilor din instituție implicați în organizarea activităților Centrului de Cultură. Câteva date sintetice. În 2014 am organizat, coorganizat și susținut financiar 11 festivaluri și festivaluri concurs folclorice. Am organizat 7 festivaluri și spectacole corale. Apoi 4 festivaluri în domeniul literaturii și artelor vizuale. Am susținut 2 tabere de meșteșuguri și folclor. Mai multe proiecte de promovare a produselor tradiționale, Festivalul Vinului la Zalău și la Borla, evenimentul la Târg la Subduc, Târgul de Mărțișoare tradiționale și așa mai departe. Am susținut tot în 2014 mai multe manifestări legate de teatru. Vă reamintesc Festivalul Național de la Cehul Silvaniei, apoi Festivalul Concurs de Teatru pentru Elevi de la Zalău, precum și proiectul Cultura în Șură, un proiect de succes care vrem să îl dezvoltăm în 2015. Vă reamintesc că atunci am făcut spectacole de teatru la Cheut, la Plopiș și la Marca. Tot în 2014 am implementat un proiect cu finanțare de la FCN, Luminile Codrului. Cred că în premieră pentru o instituție de cultură din Sălaj am realizat un proiect în parteneriat cu instituții și asociații din județele limitrofe. Revista de cultură Caiete Silvania a apărut normală în 12 numere. Am editat 24 de cărți la editura Caiete Silvane. Cred că suntem cea mai harnică editură din județ. O editură, așa cum știți probabil, o editură care are ca principal scop promovarea scriitorilor, autorilor din județul Sălaj. În ceea ce privește agenda culturală a anului 2015, Daniel Săuca a precizat că Centrul de Cultură și Artă va susține în continuare festivalurile devenite deja tradiție pentru județ. Cât privește agenda pe 2015, agenda culturală, aceasta a fost aprobată în ședința Consiliului de Administrație din 30 ianuarie 2015 și în mare vizează aceleași tipuri de manifestări ca și anul trecut. Mai întâi festivaluri și festivaluri concurs folclorice, Festivalul Minorităților din Sălaj, anul acesta va avea loc în 31 mai, Festivalul Concurs de Interpretare a Cântecului Popular Sălăjan, Mândru Cântec Sălăjan, în 22-24 mai, tot la Zalău, apoi Festivalul de la Șimleu Silvanii Tradiții, în data de 29-31 mai, Festivalul Cântecului și Dansului Codrenesc la Cehul Silvaniei în 27 și 28 iunie 2015, Festivalul Dor de Cântec și de Joc în 19 iulie, apoi Festivalul Românilor de Pretutindeni la Fântâna Dorului de la Șimleu în 10-13 iulie, un festival care îl sprijinim de mulți ani, o să facem acest lucru și în 2015. Am modificat datele la cele două festivaluri internaționale de folclor, e vorba de Someș Cântecele Tale și Ecouri Meseșene, care vor avea loc concomitent și în acest an, dar în perioada 28-31
30 august 2015 la Jibou și la Zalău și probabil și într-un alt oraș din județ. Oricum, festivalul nostru de cor meseșene ajunge în acest an la ediția a 40-a, o ediție jubiliară. O să încercăm să organizăm o manifestare mai deosebită în acest an. Nu în ultimul rând, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj va susține și în 2015 parteneriatele cu Prefectura Sălaj, Consiliul Județean Sălaj și Primăria Zalău în ceea ce privește editarea revistei și a suplimentelor Caiete Silvane și va sprijini în continuare scriitorii sălăjeni în ceea ce privește editarea noilor lor cărți.